Este clar deja că ne plac foarte mult chipsurile din cartofi pregătite acasă, piureul pufos, cartofii gratinați, dar și cartofii rumeniți bine în cuptor. Se potrivesc de minune pe post de garnitură și sunt perfecți pentru a da textură anumitor salate. Dar iată alte 5 întrebuințări neobișnuite ale cartofilor. Pentru a scăpa de rugina de pe veselă, de pe chiuvetă ori de pe cuțite, taie un cartof în două, adaugă puțină sare și freacă obiectul ruginit cu una dintre jumătățile de cartof. Repetă procedeul până când rugina a fost îndepărtată. Curăță eficient vesela din argint, tigăile ruginite, ba chiar și ochelarii pentru schi. De asemenea, cu o jumătate de cartof, poți lustrui pantofii tăi cei buni pentru a le reda aspectul de odinioară. Pot fi folosiți și pe post de comprese. Fie că ai nevoie de o compresă caldă sau de una rece, cartoful va fi la fel de eficient. Fierbe-l și înfășoară-l într-o cârpă sau într-o batistă dacă vrei să obții o compresă caldă sau lasă-l în frigider sau în congelator și aplică-l pe locul dorit dacă ai nevoie de o compresă rece. Cartofii te scapă și de cearcăne. Dacă ai avut o noapte grea și nu te-ai odihnit cum trebuie, poți scăpa de aspectul neplăcut al ochilor umflați folosind două felii reci de cartof. Pune feliile de cartof pe pleoape și stai așa cel puțin 15 minute. Rezultatul te va surprinde. Dacă ai pus prea multă sare în mâncare, nu-i nimic. Curăță un cartof, spală-l, tai-l în patru și pune-l în mâncare. Lasă-l acolo pentru câteva minute. Va absorbi sarea în exces, iar preparatul tău va fi salvat numai decât. Simplu și ingenios, nu-i așa?